Bună seara și bun găsit, doamnelor și domnilor! Din ediția de astăzi desprindem următoarele titluri. La o zi în urma escaladării protestelor, în Federația Bosnia și Herțegovina, astăzi cetățenii din nou se reunesc. Campania electorală în Serbia se intensifică. Pentru unii, alegerile vor fi un purgatoriu politic. Pentru următoarele zile se prevăd ploi frecvente și temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă. La o zi după escaladarea protestelor sociale în Federația Bosnia și Herțegovina, la care au suferit leziuni peste 200 de persoane, iar mai multe 10 au fost arestate, cetățenii s-au adunat din nou astăzi la Sarajevo, Bihać, Konjic, Bugojno și Sanski Most. Mai multe persoane au fost rănite în conflictul dintre poliție și demonstranți la Bihać, relatează mass media bosniacă. Peste 1000 de cetățeni s-au adunat în piața centrală, ca apoi să plece spre casa premierului cantonal Hamdi Alipovac, în cartierul Mijic din Bihać, unde s-au confruntat cu poliția. În centrul orașelor Konjic și Bugojno s-au adunat câteva sute de cetățeni la proteste pașnice. Protestatarii cer demisia autorităților cantonale, reexaminarea procesului de privatizare și proveniența averii cetățenilor bogați. După predarea listei Comisiei Electorale Republicane, președintele Uniunii Maghiarilor Voivodineni Istvan Pastor a declarat că în mai bine de 3 zile au fost adunate circa 13.000 de semnături, ceea ce a confirmat că și pe scena politică a Serbiei este benefic să fii cinstit, curajos și responsabil. Conform cuvintelor lui, au fost create toate condițiile pentru ca lista Partidului Amintit, pe care figurează 250 de candidați, să fie proclamată astăzi și totodată să înceapă și campania preelectorală oficială. Partidul Radical Sârb a predat astăzi Comisiei Electorale Republicane lista pentru participarea la alegerile parlamentare, după care Nemanja Šarović, cap de afiș, și-a exprimat convingerea că 20.000 de semnături indică asupra reîntoarcerii acestui partid în Parlamentul Republican. Miniștrii în guvernul tehnic al Serbiei, Igor Mirović și Dragan Glamočić, au anunțat astăzi la Kać că statul va acorda un ajutor însemnat sectorului agricol. Ajutorul include și o linie de creditare în valoare totală de 80 milioane de euro cu o dobândă favorabilă de 4% până la 6%. În cadrul vizitei la o gospodărie agricolă la Kać a familiei Stei, care se ocupă cu agricultura și producția de lapte, ministrul agriculturii a declarat că până la finele lunii va fi accesibilă linia de creditare dedicată agricultorilor. Comitetul principal al Ligii Socialdemocraților din Voivodina l-a împuternicit pe Nenad Čanak, președintele acestui partid, să negocieze despre coaliția cu noul Partid Democrat și alte partide civice pe marginea participării la proximele alegeri. În ședința de aseară, Comitetul Principal al Ligii a hotărât să discute despre coaliția cu noul Partid Democrat, partid aflat în faza formării, al cărui lider este ex-președintele Partidului Democrat și al Serbiei, Boris Tadić, apoi cu partidele Împreună pentru Serbia și Împreună pentru Voivodina. Totodată a fost stabilită și lista candidaților pentru alegerile parlamentare. Partidul Democrat a început astăzi adunarea semnăturilor de sprijin listei candidaților sub genericul cu Partidul Democrat pentru Serbia Democrată, în toate comitetele comunale și orășenești din Serbia. Democrații, Partidul Nou, Alianța Democrată a Croaților din Voivodina, Asociația Sindicatelor Serbiei Sloga și Serbia Bogată au semnat ieri o înțelegere despre prezentarea în comun la proximele alegeri parlamentare și Regiunile Unite ale Serbiei au început adunarea semnăturilor de sprijin ale cetățenilor cu dreptul la vot. Partidul Acțiunii Democrate Sanjak a comunicat astăzi că reprezentanții românilor, goranilor și romilor au acceptat formarea listei electorale unice din care ar face parte reprezentanții minorităților naționale. În comunicatul dat publicității la Novi Pazar se spune că liderul acestui partid, Suleiman Ugljanin, a avut o întrevedere cu reprezentanții partidelor minorităților amintite și că și-au exprimat pregătirea de a se alătura acestei alianțe. La începutul anului jubiliar de marcare a 65 de ani ai postului de Radio Novi Sad, directorul acestei instituții a acordat o declarație în exclusivitate pentru redacția română a televiziunii Novi Sad.
Postul de radio Novi Sad a intrat în anul jubiliar în care se va strădui să regăsească adevăratul ton, să-și conceapă din nou viitorul și să revină pe pozițiile de altădată. Radio Novi Sad slavi 65 godina. La 29 noiembrie, Radio Novi Sad sărbătorește 65 de ani de existență, iar noi împreună, toate redacțiile, am hotărât ca deja de acum să organizăm întâlniri în fiecare lună, până la manifestarea centrală, să reamintim ascultătorilor noștri că deja de 6 decenii și jumătate suntem alături de ei. Sunt convins că toate redacțiile vor încerca să organizeze întâlniri cu ascultătorii din întreaga Voivodină. Prima manifestare de acest gen a fost organizată recent de redacția radio în limba română și a încadrat două proiecte. Prezentarea lexiconului soliștilor vocali și instrumentiști al autoarei Ileana Ocolișan Baba și numărul special al revistei Lumina dedicat lui Nichita Stănescu. Prin astfel de întâlniri dorim să îmbunătățim programul pentru secolul 21, să ne apropiem de ascultători, să păstrăm tot ceea ce a fost mai valoros în acești 65 de ani. Vom încerca să majorăm numărul ascultătorilor fideli pentru ca Radio Novi Sad să devină din nou unul dintre cele mai audiate posturi, nu numai în Serbia, ci și în întreaga Europa de sud-est. În acest an, programul Radio Novi Sad va marca cei 65 de ani de existență prin numeroase manifestări, prin care se va apropia cât mai mult de ascultători, devenind mai modern, mai accesibil. Pentru următoarele câteva zile, meteorologii prevăd vreme instabilă cu ploi și temperaturi peste media perioadei. Mâine, înainte de amiază, cerul va fi senin, după amiază fiind posibile din nou înnorări și flori de scurtă durată. Vântul va sufla slab până la moderat din sectorul sudic. Valorile termice minime vor oscila între minus 2 și 7 grade, iar cele maxime vor atinge chiar și 15 grade Celsius. Ploile vor înceta luni, dar vor deveni deja ziua următoare. Temperaturile se vor menține primăvăratice și în următoarele 15 zile. Bun găsit, stimați telespectatori! Sistemul nostru funcționează perfect și succesele sistemului sunt evidente și la nivel european. Tinerii agricultori din satele noastre românești din Banat nu mai doresc să se ocupe cu zootehnia. Structura limbii române din aspect fonetic este tema rubricii Învățăm limba română. Printre activitățile desfășurate anul trecut de către Societatea Cultural-Artistică Mihai Eminescu din Coștei, putem aminti participarea la mai multe concursuri de teatru, apoi festivaluri atât în țară cât și în străinătate, la care au fost și premiați. Mă numesc Ana Maria Damian și sunt în Torac. Asociația voluntară Bănățenile din Torac este o structură locală formată din femei, în care toate membrele au drepturi egale, indiferent de naționalitate, vârstă, statut social sau pregătirea școlară. Tocmai ați urmărit secvențe din emisiunea Magazin TV de mâine, pe care vă invităm să o vizionați ca de obicei de la ora 12. Telejurnalul se încheie aici, un sfârșit de săptămână plăcut, la revedere!